Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Outlast Ati. Întrebarea este pe unde trebuie să o iau acum și ce trebuie să fac. Fine Father Martin on the third floor. Bă, dar nu l-am găsit atunci, mă, sau ăla era altcineva care pur și simplu semăna cu el. This elevator needs a key. Bă, dar ce mă enervează când face camera așa. Bun, ia să vedem pe unde, doamne, iartă-mă, trebuie să o luăm. Bănuiesc că pe una din ușile astea. Sau nu? Sau asta? Da. Asta a mers. Lasă-mă să ghicesc asta de aici, nu o să meargă în vecii vecilor. Da, cum să nu? Mamă, dar ce urât face camera. Ia să vedem noi ce zace pe aici. Nu zace nimic. Bă, da, nimic, mă. Nici măcar o afurisită de baterie. Nici măcar o baterie. Oh. Tu cine ești? Te super dacă o să o iau puțin mai cât să văd ce e pe aici prin zonă, că poate găsesc ceva util și reușesc să te ocolesc. Pentru că bănuiesc că asta trebuie să fac, nu știu de ce am impresia asta. Ah, dar de ce ești în curul gol? Tăvarășe, ce s-a întâmplat cu tine? Bun, deci pe aici trebuie să o luăm, bănuiesc, ia să vedem ce mai este prin jur. Stai acolo, să nu te miști. Nu, n-am nevoie de tine să te miști. Bun, deci asta e încuiată. Am înțeles, pe acolo trebuie să o luăm. Sper să nu vină asta după mine să-mi facă felul. Ia să vedem, deci pe aici e hol închis. Pe aici închis. Bănuiesc că asta e singura direcție. Ce avem pe aici? N-avem nimic în afară de o masă de biliard. Bă, pugi unde? Și hai să facem un biliard, să-ți bag câteva bile la gaură. The fuck? Ce are ăsta, frate? E posedat de TV? Eu știu că televizorul ți-n pui capul cu porcării, dar nici chiar așa. Ok, ăsta la ce, doamne, iartă-mă, se roagă? La iertare, probabil. De fapt, pentru iertare. Bun, hai să găsim și noi ceva pe aici. Sper. Că ghiși ce e, gol peste tot și nu e nimic folositor. N-am înțeles niciodată mania asta mea de a căuta absolut fiecare cameră când nu e nimic de găsit. Wow, frate, mai mănâncă ceva că ești tare slab. Bă, dar toți se roagă, frate. Oh, shit, ăsta era fix aici. Lasă-mă să ghicesc, pe acolo trebuie să ies, nu? Aș putea să jur că despre asta e vorba, dar să căutăm și în restul de camere. Bă, dar absolut toată lumea se roagă și nu înțeleg de ce. La ce vă rugați, bă, fratele meu? Documente pe care oricum nu le citesc. Opa. E, ca să vezi, baterie. Pe aici trebuie să o iau. Nu pe aici trebuie să o iau. Bă, puteam să jur că o să trebuiască să ies iar în ploaie pe geamul ăla. Dar unde era? Aici era? De aici era. Bun, mergem așa frumos. Mamă, nu se înțelege nimic din ce e aici. Lol, dacă aș pica acum, aș face plăcintă. Bun, ia să vedem. Pe aici nu este nimic. Ce, mă? God hates sickness. The fuck? God hates money. Asta da, nu pot să neg. Dar nu înțeleg ce-i cu toți indivizii ăștia pe aici. Oh, fuck, ăia sunt... Nu. Nu vreau asta, vreau mai întâi să cotrăbui pe aici să vedem ce găsesc. Nu. Ah, doamne.
De ce? De ce? Vreau să știu de ce. De ce mă pui să intru pe aici? Băieți, sunteți ok? Sunteți cuminți? Bă, frate, ce vor ăștia de la mine? Ce, Doamne, iartă-mă! My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was what? And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us. Doamne sfinte, fraților. Holy Mother of God. Ah, cu te frige, a? Nici tu nu prea știi ce ți-ai dorit. The elevator will take you to the main exit. Bă, dar ce repede a murit ăsta. Ok, bă, băieți, de ce... Așa, dați-vă la o parte, vedeți că știți cine e bossul. Să nu mă mai fugăriți, că vă găsesc bătăile. Bun, asta e încuiată. Pe aici? Nu? Pe aici? Ok. Pe unde până la urmă? Trebuie să o iau... să nu-mi spui nu? Nu? Pe unde, bă, frate? A, s-a dat ăsta la o parte. Ok. A, uite acolo. Bun, hai, hopa sus. Bă, sper să mă lase în pace ăștia de acum încolo. Când din câte văd eu sunt cam pe finalul jocului, deci... ar trebui să nu prea mai am probleme cu ei. Sper, cel puțin. What? De unde? Doamne sfinte, și eu care credeam că am scăpat în sfârșit. Vine pugi, vine pugi. Oh, fuck. A venit pe partea aia să-mi bag picioarele. Bă, pe unde trebuie să o iau? Nu, să-mi bag picioarele, nu. Pleacă-mă de aici, pleacă-mă de aici, pleacă-mă de aici. Nu, 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 lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Vreau să plec de aici. Nu pot să cred. Deci, stai nițel să înțeleagă și moa. Pe unde trebuie să o iau? Ok. Some easy shit. Bă, eu nu mai știu pe unde trebuie să o iau. Să mor eu, nu mai știu pe unde trebuie să o iau. Bă, iar m-am băguit într-o cameră din asta. A, cred că pe aici trebuia. Nu, 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 nu. Nu mai vreau să am treabă cu tine. Lasă-mă, lasă-mă în pace. Băi, frate, eu cum scap de ăsta? Nu! Uai, dă capul meu! Doamne sfinte, eu pe unde trebuie să o iau? Ce e asta? A, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Hai, 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 pe aici, pe undeva, pe aici, pe undeva. Nu, 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 bugi, stai cu minte, bugi. Nu fi băiat rău. Don't be a menace to the society while drinking your juice in South Central LA. Vreau să plec de aici. Nu, 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 nu. Pe unde, bă, frate, pe unde? Motherfucker, nu. Bă, ce, Doamne, iartă-mă. Deci pe unde trebuie să o iau? What the fucking hell is going on? Right in this motherfucker. Ok, o ultimă dată. Mă jur că asta e ultima oară când mă prinde. Haide. Hai că știu că vrei să vii după mine. Nenorocitule care ești tu. Hai, 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 hai. Întrebarea este pe unde vine.
Bă, tu glumești că ăsta m-a pierdut? Nu, că-l aud. Îl aud. Să nu spui că vine pe ușă. Oho. Pa, pa. Eu am plecat de aici. Nu, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Nu vreau să mai am treburi cu tine. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, pa, pa. Wow, wow, wow. Doamne, nu, sari, sari, atât. Bă, deci puteam să jur că o să mă prindă, vai de capul meu, deci nu știu, m-am dus direct la ea, frate, am văzut-o din prima. Vai de capul meu ce-mi palpitează inima. Pa, pa, pugi. Bă. Se aude ceva. A, nu. Credeam că bate el într-o ușă. Gen. Se auzea bătaia aia de tobă din muzică. Vai de maica măsii, bă. Sper să nu mai am treabă cu puși de acum încolo. Bun, am terminat-o și cu liftul. Ia să vedem spre ce orori mă mai duce sărăcia asta de lift. Ce naiba? Nu trebuia să mă opresc la ieșire? What the hell? Bă, frate, unde mă duce? Serios? Bă, alo? Bănesc aici. Find another way out. Bă, dar super tare, m-a procopsit. Uai de capul meu, ce e asta? Mâncavaș. Asta e gheață? Bă, asta e gheață? Sau e sare, că nu-mi dau seama. Adică ca un fel de mină de sare. Ok, ce, Doamne iartă-mă, e aici. Bă, văd că și pe aici e lumea moartă, deci nu e ok. Oh, fuck. Oh, fuck. Nu. Nu e ok. Credeam că e prăpastie acolo, mă jur. Sper că nu mai e nimic pe aici. Hai să lăsăm night vision-ul activat în caz de orice. Bă, da, eu unde am ajuns până la urmă, că tot nu înțeleg. Asta e un fel de laborator sau ceva de genul, probabil indivizii făceau experimente, wow. Wow, cum se aude sângele ăla când pășesc prin el, what the fuck. Oameni bolnavi, mă. Ok. Ciudaților. Uai, de capul meu ăsta a explodat, frate, ce s-a întâmplat? Am mâncat prea multă fasole. Ce, Doamne, iartă-mă, e în subsol ăsta, fraților. E, ca să vezi și să nu crezi. Ok, dar pe aici ce mai este? Găsim ceva chestii interesante? Morphogenic engine. Ce, Doamne, iartă-mă, e chestia asta. Bă, stai, eu nu pe aici, nu pe aici. Ok, ce se aude așa? Bun, am înțeles, n-am nicio treabă pe aici. Bă, e ceva. Puteam să jur că am văzut ceva acolo. Deci am impresia că urmează ceva nasol pentru mine. Ah. Tu glumești, nu? Nu, lasă-mă, bă, m-am dus fix în el. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Nu vreau să am treabă cu tine, nu vreau să am treabă cu tine. Dar de ce stau eu cu camera pornită, nu știu.
Vai de capul meu, nici eu nu știu unde mă duc și de ce mă mai duc. Chiar trebuia să dau nas în nas cu individul ăsta? Pe bune! De ce, frate? Aia e bine, boss! Bine, boss! L-a făcut harcea-parcea pe puci. Boi, doamne! Oh-oh! Uaa, tu glumești, nu? Bă... Și că n-ar trebui să te bucuri pentru moartea cuiva, dar sincer chiar îmi pare bine de ce s-a întâmplat cu Pugi. La modul cel mai serios. Bă, stai că pe aici am venit. Uai, Pugi, nici nu-ți dai seama ce bine îmi pare că m-am scăpat într-un sfârșit de tine. Da, da, bine, lasă alarma că mă stresează. Deci asta înseamnă că pot să zbur pe aici camielul pe pajiște. Cred. De ce? De ce nu vrea? Ok. Find another way out. Deci nu mai pot să iau pe acolo, bun. Păi și atunci pe unde? Că aia e singura ieșire din câte văd eu. O să fie destul de ciudat. Bănesc că trebuie să mă întorc pe aici, pe undeva. O, oh, bine, camera asta n-am văzut-o. Și tu cine ești? N-am nici cea mai vagă idee. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turn exocells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Ați gafat-o rău. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Nu zău. Find Billy in the main laboratory. Și ăla pe unde e? Unde se presupune că e laboratorul ăla? Că văd că pe aici încă e închis. Și acolo iar la fel? Da, bănesc că e iar la fel. In the main laboratory. Păi și unde trebuie să fie asta, că nu înțeleg. Adică na, încă am fost peste tot pe unde se putea. Aici am intrat, nu? Nu aici? Zona asta încă n-am... stocărit-o, ca să zic așa. Oleu, câte băi aici. Lasă-mă să ghicez, nu e nimic pe nicăieri. A, sunt dușuri, frate. Bă, dar nimic, mă. Ca să vezi surpriză.
Nimic, mă, nimic, absolut nimic. Stânga sau dreapta? La plezneală. Bine, deci probabil era stânga. Aia e încuiată. O, tu ce vrei? Bă, lasă-mă în pace, nu vreau să am business-uri cu tine. Da. Super tare. De unde mă lași acum? Deci eu trebuie să-l opresc pe acest Billy. E bine că mă dă foarte de aproape. De foarte aproape chiar. Bun, am înțeles pe acolo. Nu mai poate, da, ălea sunt băile de pe aici, cred. Bine, ia-o la goană, ia-o la goană. Motherfucker, frate, ce e aici? Nu. Ne, lasă-mă în pace. Stafie, idiotă, ce ești. O să scap eu și de tine, fraiere. Am scăpat de el deja? Sper. Eu așa sper. S-o luăm totuși la fugă, că n-am de unde să știu. Vai de capul meu cât de mare e chestia asta. Orice ar fi ea. Haide, lasă-mă să intru azi odată. Vai de capul tău, ce e asta, mă? Și eu de unde trebuie să fac șmecheria aia? Bun, am înțeles. Deci dacă ușa se deschide, probabil pe aici. Documente. The fail-safe system isn't activated and can be turned off. Să mor tu. Ăsta ce vrea, mă? A, ăsta e al nebun. Deci, stai așa, nițel, eu am venit pe acolo, probabil o să am business-uri pe partea asta. Cred? Nu? Nu, deci nu pe aici, bun. Bă, pot să sar de aici? Nu, nu pot să sar. Pe acolo nu, pe aici am venit. What the fuck? Oh, fuck, ăsta s-a făcut praf aici. Deci ce zice, mă? Turn off the valve for the life support fluid reservoir. Stai, ce? Asta înseamnă că trebuie să fie pe aici? Nu, nu e pe aici. Probabil asta e direcția, că altfel n-ar fi fost o ușă aici. Life support, da, asta e. Sper să n-apară ăla. Mama mea, doamne, altă încăpere masivă. Mai bine de atât, nici că se putea. Sper să termin odată cu chestia asta, doamne. Și eu de unde îmi fac șmecheria? Documente! Probabil nu de aici. A, asta e. Cut off the electric supply from the sublab generator. Bănuiesc că asta nu e aici. Nu-l văd unde e. Să moară Bibi dacă îl văd unde e. Nu, nu așa. Eu am vrut să închid aia. Închid-o așa. Unde este acest sable? Vă rog frumos, vreau să aflu. Bă, ce, doamne iartă-mă? Ăsta e? What the fuck, pe aici trebuie să mă bag.
Hai. Am băgat o masă de cameră pe ziua de azi. Billy, nesănătosule care ești tu. Uite și tu câte sacrificii fac ca să-ți curm suferința. Și tu nu vrei să mă lași în pace. De ce ai face asta? Bă, dar mai urc mult. Holy mother of God, ce spirală. Ah, shit. Pe unde, bossule? Tu glumești. Nu! Nu, lasă-mă în pace. What the fuck, ce-a fost asta? Iar mă omoară frate ăsta. Mother of God, sunt sătul deja. M-a terorizat individul ăsta. Bun, deci de aici mi-a dat save. Nou oameni buni, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao-les!